Ce este de fapt demența? Când pot indica tulburările de memorie această afecțiune și cum recunoaștem semnele timpurii ale acesteia? Cum se manifestă demența? Cum poate fi tratată și, cel mai important, cum poate fi prevenită? La toate aceste întrebări, precum și la altele, vom primi un răspuns astăzi atât de la medic, cât și de la arhitect. Ce legătură poate fi între aceste două domenii de activitate pentru un astfel de subiect, veți vedea. Așadar, spun un călduros bun venit invitaților mei de astăzi. În primul rând, Mihai Zamfir este arhitect și lector la Universitatea de Arhitectură Ion Mincu din București. Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu mare drag. De asemenea, îi spun un bun revenit de data aceasta doctorului Mihai Zamfir, medic specialist, psihiatrie și geriatrie. Bun revenit! Bună seara, îmi pare bine să vă revăd. Este un subiect, sunt convinsă, de interes, pentru că și statisticile spun că din ce în ce mai mult afecțiunea aceasta cuprinde persoanele de vârsta a treia și poate putem face ceva să prevenim în viața noastră această boală. Spuneam la început că voi sta de vorbă cu un medic și un arhitect. În afara faptului că formați o familie și poate că deja telespectatorii au fost vigilenți și au reținut numele Mihaela și Mihai Zamfir, există vreo altă legătură între medicină și arhitectură? Da, o să-mi permit să dau eu startul. Cred că arhitectura, aș spune că este o disciplină care cochetează cu foarte multe alte discipline. Adică nu poți să faci o arhitectură de calitate, indiferent că vorbim despre un om sănătos sau de un om cu anumite probleme, dacă nu discuți cu specialiștii. Trebuie să discuți cu un medic, trebuie să discuți cu un psiholog, cu un asistent social, depinde de ce proiectăm. Deci cumva cred că arhitectura se intersectează foarte bine și cu medicina, cu siguranță. Adică atunci când vorbim despre spațiu terapeutic, nu avem cum să facem singuri. Trebuie să vorbim întotdeauna cu specialistul, să înțelegem problematica, să înțelegem o anumită patologie, să înțelegem abilitățile și dizabilitățile persoanei pentru care proiectăm și atunci cu siguranță vom face un mediu care să fie sănătos, care să crească starea, să crească calitatea vieții utilizatorului, să dea o stare de bine. Deci, abia siguranță aștept să află mai multe despre, în mod practic, despre lucrurile acestea. M-am documentat și am aflat că, de fapt, și dumneavoastră ați dorit să urmați medicina, dar până la urmă ați ales arhitectura și foarte bine că aveți ca partener de viață un medic și astfel visul cumva este împlinit, într-un fel, nu? Așa este, cred că am ales bine, cred că am ales bine arhitectura și cred într-adevăr că mă completez foarte bine cu soțul meu. De aici probabil și startul în toate cercetările mele pe spațiu terapeutic. Altfel, cred că aș fi luat-o probabil puțin pe alt drum, posibil spre copii, nu neapărat persoane vârstnice, dar nu regret niciun moment unde am ajuns în această clipă. Domnule doctor, aveți o mână dreaptă, observ. Da, am învățat și eu multe despre arhitectură. Ca medic, cu siguranță, mediul este important pentru sănătate. Joacă un rol foarte important atât pentru sănătatea fizică, cât și pentru sănătatea mentală. Dar, intrând în dialog direct cu arhitectul, cu Mihaela, îți dai seama că mediul construit are un impact foarte mare asupra, în primul rând, asupra calității vieții de zi cu zi a persoanelor cu diverse tipuri de probleme de sănătate, de dizabilități, inclusiv asupra prevenției, are calități terapeutice. Sunt foarte multe aspecte benefice pe care arhitectura poate să le aibă pentru medicină. Deci și pentru omul sănătos, cel care vrea să prevină, dar și vine și în ajutorul omului bolnav care are nevoie de anumite ajustări în, da, în locul pe care în care trăiește. Cu atât mai mult când e vorba, sigur, de apariția unei dizabilități, da. Astăzi vorbim despre demență și aș vrea pentru început să ne dați o definiție, cam ce este de fapt demența. Demența, care mai nou este denumită ca tulburare neurocognitivă majoră, este de fapt o tulburare caracterizată printr-o afectare a funcțiilor cognitive, un declin al funcțiilor cognitive. Aici vorbim în general de memorie, pentru că
atunci când ne referim la boala Alzheimer, ne referim la probleme de memorie, dar sunt mai multe tipuri de probleme, nu numai de memorie. Pot să fie probleme de atenție, probleme de orientare în timp sau în spațiu, probleme în anumite tipuri de afectări cognitive. Pot să fie vorba de probleme de percepție a spațiului înconjurător. În stadii mai avansate ale tulburilor neurocognitive apar probleme de comportament. Deci este, de fapt, un spectru mult mai larg decât niște probleme de memorie. Și este important să identificăm la început această stare a omului de început de demență. Adică sunt anumite simptome, anumite lucruri pe care ar trebui să le vedem, să le cunoaștem. Foarte important. Aici pot să vă spun din practică, am observat faptul că din diverse motive, din foarte multe motive, pacienții ajung mai degrabă în stadii moderate sau severe ale acestei afecțiuni la medic. Poate din unul dintre ele este lipsa de cunoaștere a simptomelor precoce, poate și funcționarea sistemului medical, care trebuie să fie mai proactiv. Bun, sunt multe motive. Esențială este, în primul rând, depistarea precoce. Adică trebuie cumva, chiar din fazele timpurii ale acestei afecțiuni, când semnele sunt foarte discrete și poate ar semăna cu ceea ce denumim îmbătrânire normală și apar astfel de probleme, precizez imediat, să se prezinte la medic pacientul respectiv pentru o evaluare. Aici e vorba, în primul rând, sigur, despre probleme de memorie. Trecerea de la o memorie ridicată, cum este în perioada de tinerețe, în studenție, la probleme de memorie care sunt caracteristice acestei afecțiuni, se face progresiv. Nu, în rare cazuri este o trecere, o schimbare foarte bruscă. De obicei este vorba de simptome discrete care se manifestă progresiv, cum ar fi uitatul activităților care trebuie făcute într-o anumită zi sau uitatul unor obiecte care trebuie cumpărate în momentul în care persoana merge la magazin. Deci lucruri care, până la urmă, simptome care pot să fie prezente la orice vârstă. Dar, de fapt, ce face diferența? Ar putea să ne sperie ceea ce ne spuneți dumneavoastră aici, că suntem stresați, suntem oameni care avem foarte multe lucruri de făcut, sunt notate în telefon, dar le avem în minte și nu putem să dormim din cauza lor și poate că ni se întâmplă să nu știm ce am făcut ieri. Da, păi tocmai că nu trebuie să sperie existența acestor simptome, ci de fapt ce trebuie să atragă atenția în primul rând este cât de frecvent apar, unul la mână, pentru că dacă ele apar o săptămână, o lună și dispar, e clar că destul de probabil a fost vorba despre altceva. Odată, dacă se accentuează, adică dacă pe măsură ce trece timpul încep să devină din ce în ce mai frecvente, să crească din punct de vedere al numărului de situații în care apar astfel de probleme, iarăși este un semnal de alarmă și vârsta, pentru că aceste tulburări, care sunt de fapt tulburări neurodegenerative, apar în mod special la persoanele în vârstă, să spunem 60 plus, sigur, pot să debuteze și la vârste mai tinere, dar, în general, cam aceasta este vârsta la care ar trebui să atragă atenția. Când spuneți mai tinere, la ce vârstă vă referiți? Mai tinere, pentru un geriatru, înseamnă sub 65 de ani. Da, deci pot să apară și mai devreme de această vârstă, dar, în principiu, cam de la 60 de ani, aici este, să spunem, vârsta unde ar trebui să fim mult mai atenți la aceste probleme de memorie. Poate pacientul să-și dea seama singur că este într-o stadiu nefastă, într-o perioadă nefastă în care posibil să se instaleze această afecțiune sau întotdeauna sunt oamenii de lângă pacient care pot să observe asta și pot să-l conducă spre medic. E conștient că îi se întâmplă ceva? Aici, vedeți, se ține foarte mult de educație pentru că tulburările acestea neurocognitive sunt progresive. Deci, într-o primă etapă, care poate să dureze mult, 10 ani de zile câteodată,
Aceste simptome sunt doar în sfera memoriei, nu și al înțelegerii sau în sfera perceperii, realizării, conștientizărilor. Deci o persoană care este educată, că e vorba de pacient sau că este vorba de membrii familiei, poate să sesizeze existența, deci cu atât mai mult pacientul. Și aș mai vrea să menționez că, pe lângă probleme de memorie, iarăși ar trebui să atragă atenția și chiar problemele de atenție propriu-zise. Însemnând aici dificultăți în a, pur și simplu, în a percepe stimulii din jur, inatenție care poate să fie prezentă într-o conversație obișnuită, dificultatea în a sesiza ce vrea să transmite cineva apropiat. Deci și astfel de simptome care țin de atenție, nu doar de memorie, și care la fel se instalează progresiv și devin deranjante, ar trebui să fie niște semnale de alarmă. Știu că ați făcut foarte multe cercetări pe tema aceasta și am citit o parte din articolele care au fost scrise, cercetări internaționale. Ce v-a atras atenția în mod deosebit cu privire la această afecțiune, cercetând subiectul? Exact ce spunea Mihai la început, sunt anumite simptome, anumite probleme care apar în tulburările neurocognitive pe care le putem corela cu adaptarea sau cu orientarea în spațiu, cu a fi într-un anumit spațiu. Adică putem să uităm pur și simplu unde este baia, da? Uităm dacă în această afecțiune o persoană poate să uite unde este toaleta. Sau nu ne mai putem orienta, sau avem senzația că dacă pe jos este o baltă de apă, ni se pare că ar fi o gaură. Și atunci noi, ca arhitecți, trebuie să încercăm să controlăm aceste simptome. Asta m-a atras cumva, m-am gândit cum pot ca arhitect să cresc starea de bine, să cresc calitatea vieții atât a persoanelor suferinte, pentru că este o boală dizabilitantă, o boală care aduce multă suferință, persoanele sigur că au pierderi de memorie, dar în momentul în care își aduc aminte și sunt conștiente, au momente în care conștientizează starea în care sunt. De asemenea, nu vorbim numai de calitatea vieții acestor persoane, vorbim și de calitatea vieții îngrijitorilor, cei care care ajută și care îngrijesc, că poate fi vorba despre familie, de un aparținător, de un îngrijitor. Și atunci mi-am dat seama că arhitectura cumva sau spațiul trebuie să ajute cumva la acest proces de îngrijire și până la urmă la a putea fi cât se poate de independent pentru cât mai mult timp. Pentru că, atenție, speranța de viață a crescut, dar nu a crescut speranța de viață sănătoasă. Adică noi trăim mai mult, dar ultimii ani de viață tot cu o anumită boală, cum este și această boală, să spunem, Alzheimer, care aduce multă suferință. Și atunci am început să mă întreb ce se poate face. Și am început încet, încet să cercetez. Am pornit împreună cu Mihai pentru că a trebuit să înțeleg această patologie și să văd ce se poate face. Și m-am gândit, sigur, m-a interesat în primul rând cum ne putem adapta locuința, pentru că în România, cel puțin, foarte puține persoane vârstnice aleg să meargă la un cămin. În general, în România se preferă să se rămână acasă, atât cât se poate. Preferă și pacienții, adică oamenii care au aceste afecțiuni sau sunt în vârstă, își doresc să rămână în casele lor. Da. Și există poate și o prejudecată încă, aceea că nu este... E un fel de păcat să duci părinții într-un centru, deși la această prejudecată sper să se mai lucreze. Da, depinde de stadiul, pentru că sigur și boala și probabil că Mihai o să povestească, sunt mai multe stadii în boala aceasta, în ultimul stadiu ajunge aproape să poate persoana uită să mai mănânce, nu se mai poate mișca deloc și atunci devine foarte greu într-adevăr o îngrijire astfel încât să-i asigure un confort și să-i asigure, să spunem, o ultimă perioadă din viață cu demnitate. Dar ca arhitect, până la urmă, eu trebuie să asigur confortul atât cât se poate în oricare dintre aceste momente. Și până ca boala să devină foarte gravă, chiar putem să facem lucruri prin arhitectură. Nu neapărat sunt foarte complicate, adică dacă folosim câteva instrumente arhitecturale, le spun eu, în mod terapeutic,
simplu, chiar putem să creștem starea de bine a acestor persoane. Adică dacă lucrăm cu lumina, de exemplu, este foarte important să avem niște spații luminate. Lumina combate depresia și nu este vorba numai de persoane vârstnice cu o astfel de boală, dar chiar și noi cei tineri, dacă, de exemplu, într-un spațiu de birou avem multă lumină, suntem mai puși pe treabă, suntem mai energici, avem o stare de bine. La fel, culoarea la fel este foarte importantă. Și pun accent pe aceste lucruri, că nu sunt lucruri care să necesite neapărat o investiție financiară importantă, pentru că în România... Nu facem o casă nouă de la început pentru o persoană cu probleme. Exact, sigur că nu se poate, cu siguranță vom face mici adaptări, dar de exemplu, dacă vopsim ușa de la baie, dau un exemplu care poate pare așa, nu știu, simplu, dar care poate să conteze foarte mult, o persoană vârstnică poate să uite unde este toaleta, dar în momentul în care alegem o culoare diferită pentru ușa de la baie, persoana vârstnică își va aduce aminte unde este toaleta, pentru că sunt studii care spun, cercetări care arată că o persoană își aduce mai bine aminte o culoare decât funcțiunea unui spațiu. Adică reperează, dacă este o culoare diferită pentru ușa de la baie, va ști că acolo este baie. Foarte un lucru care este puțin costisitor, dar care aduce un plus valoare importantă. Și calitate vieții. Exact. Și apropo de baie, că tot am vorbit de baie, iar... E cea mai periculoasă, da. Adică acolo se întâmplă cele mai multe accidente și statisticile spun că o persoană peste 65 de ani este predispusă la cădere, are cel puțin o cădere pe an. Și atunci sfatul meu este să investim măcar în acest spațiu, adică să încercăm să renunțăm la cadă, să încercăm să avem un duș la nivelul pardoselii, adică toate lucrurile astea care par mici, practic mi-au dat mie de gândit și atunci am început să le implementez atât în partea asta teoretică de cercetare, dar inclusiv în partea de proiectare, adică predau la arhitectură și de la an la an am mai mulți studenți care sunt deschiși să-și aleagă la diplomă proiecte pentru persoane vârstnice, cămine de vârstnici, locuințe pentru vârstnici și mă bucur că începem să implementăm, pentru că de fapt de la educație pornește totul. Mai întâi trebuie să educăm, să schimbăm mentalități și după aceea să și implementăm în practică. Mulțumesc pentru aceste detalii. Poate intrăm mai în amănunt ca lumea să înțeleagă că există anumite puncte sau anumite locuri din casă care ar trebui să fie schimbate, anumite lucruri care ar trebui să fie schimbate total pentru calitatea vieții pacientului. Spunea doamna Mihaela Zamfir că există mai multe tipuri sau niveluri de demență. Vorbiți-ne puțin despre stadiile demenței. Da, în primul rând ar trebui menționat că există o perioadă destul de lungă, chiar asimptomatică, în care, de fapt, modificările se pot observa prin examene de imagistică, computer tomograf sau RMN. Urmează o altă etapă în care modificările sunt foarte, foarte discrete și nu afectează ceea ce se numește funcționarea, adică activitatea de zi cu zi a persoanei. Modificări discrete de memorie care sunt diferite față de tiparul de funcționare al persoanei respective sau față de nivelul anterior al abilităților, dar se observă o schimbare. O schimbare, se observă un disconfort, totuși viața de zi cu zi nu este afectată. Și de-abia după, și acest stadiu poate să dureze destul de mult, mulți ani de zile, de-abia după putem spune că se instalează tulburarea neurocognitivă majoră, adică demența. În această etapă, pe lângă simptomele care deja existau, cele de memorie, cele de atenție, poate dificultăți de orientare în timp și spațiu, încurcarea zilei din calendar, diverse... Poate și uită chiar ziua de naștere. Aici mai degrabă în stadii mai avansate. Mai avansate. Da, deci în acest stadiu sunt afectate procese care țin de fapt de memoria episodică sau de scurtă durată, adică pe scurt de evenimente recente. Evenimentele îndepărtate și care țin de identitatea persoanei, în principiu în această etapă sunt bine păstrate. Urmează o etapă intermediară
în care funcțiile cognitive devin și mai afectate, în această etapă pot să apară, să înceapă să apară și tulburări de comportament, cum ar fi neliniște, agitație, mers în continuu, dromomanie se numește acest simptom, dispute cu persoanele din jur, poate niște schimbări chiar de personalitate, adică de fel de a fi a persoanei afectate de tulburarea neurocognitivă. Și într-un ultim stadiu, care de fapt este stadiul final, funcțiile cognitive sunt mult, mult reduse. Poate să se ajungă inclusiv la afectarea memoriei de lungă durată. Persoana poate să ajungă să nu mai recunoască sau să facă confuzii legate de membrii familiei sau de vecini sau de alte persoane apropiate. Pot să apară dificultăți de comunicare, să fie o comunicare foarte dificilă, cu cuvinte destul de sărace sau eventual cu greșeli de gramatică. Plus alte probleme care țin de sfera motoriei, imobilizarea la pat și, în fine, alte complicații asociate. Dar acesta este mai degrabă stadiul îndepărtat, pentru că spuneam că întreg procesul durează mulți ani, poate 10 ani, poate 20, sigur, depinde de afecțiune. Și cu intervenție medicamentoasă sau cu ajutor medical, poate că nu ajungem chiar în stadiul ultim de care ne povestiți. Sau, da, din păcate, se ajunge. Prin tratament medicamentos și prin prevenții care țin de fapt de modificarea stilului de viață, se poate, în primul rând, la persoane la risc, se poate scădea riscul de apariție a acestei tulburări cognitive și, dacă apare, se poate încetini ritmul de evoluție, care este, de fapt, foarte important pentru o persoană afectată. Nu numai să nu dezvolte afecțiunea, ci dacă dezvolte să rămână într-o stare controlată și cât mai incipientă, în care, practic, impactul este mai mic asupra persoanei și asupra familiei. De ce totuși se declanșează demența la un moment dat? Începând cu un stadiu mai lent și apoi continuând evoluând. De ce? Sunt anumite boli care pot aduce demența, pot duce la demență? Deci ar trebui să menționez că există mai multe tipuri de demență sau de tulburare neurocognitivă. Fiecare se manifestă într-un anumit fel, are un anumit mod de manifestare. Cea mai cunoscută, sigur, este boala Alzheimer, și care este, de fapt, și cea mai frecventă cauză de demență. Pe locul 2 sunt ceea ce se numesc demențele mixte, deci în care, practic, sunt mai multe afecțiuni implicate. Urmează demența de cauză vasculară, și, în fine, alte tipuri de demență, cum ar fi cea din boala Parkinson și, în fine, mai sunt și multe alte tipuri de afecțiuni. Bun, ideea este că aceste afecțiuni au cauze, în principiu, diferite. În mare parte din ele, componenta genetică este una importantă, dar această componentă genetică nu înseamnă că dacă o persoană din familie a avut demență, automat acesta se va transmite la rudele apropiate. Nu, pentru că aici joacă foarte mult un rol important stilul de viață, factorii de mediu, foarte, foarte important. Și acești factori, de fapt, pot să protejeze sau invers, să crească riscul de declanșare acestei afecțiuni. Vorbim aici de fumat, de obezitate, de diabet zaharat, de dislipidemii și de alte comorbidități, cum ar fi alte afecțiuni necontrolate sau, în fine, nu foarte bine controlate, cum ar fi depresia, cum ar fi stresul, care durează foarte mult și nici acesta poate nu este controlat, care cresc riscul. Dar, încă o dată, este vorba aici de risc. Sunt rare, sunt destul de rare formele de demență cu transmitere aproape 100% sau cu un procent destul de mare de transmitere în familie. Înseamnă că noi suntem cei care ne conducem viața în așa fel încât posibil ca după o anumită vârstă să ajungem să declanșăm această boală, să ni se declanșeze această afecțiune. Poate, da, prin felul nostru de a viețui, de a trăi. Mă uit la doamna Zanfir, care este o femeie foarte, foarte activă.
care am înțeles că v-a corupt și pe dumneavoastră pentru a face mai mult sport și, și toate aceste lucruri țin de conduita noastră pentru un creier sănătos. Da, de fapt, suntem responsabili sau suntem mare parte responsabili prin stilul nostru de viață de propria sănătate pe care o vom avea în partea de viață care ține de bătrânețe. Atât într-un mod benefic, cât și, sigur, în sensul opus. Corect. Da, iar în ceea ce mă privește, sigur, Mihail a avut un rol important să trec de la teorie la practică, în ceea ce privește, da, mișcarea fizică și activitate. Până și aici faceți echipă bună. Timpul e întotdeauna o problemă, dar dacă vrei, reușești. Adică trebuie să-ți faci un management bun al timpului, astfel încât să ții cont și de sănătatea ta. Că este a ta, numai noi putem să avem grijă de ea. Probabil că și studiind ce ni se poate întâmpla în viitor, ne conștientizează și asta vrem să facem și noi în această ocazie, să conștientizăm publicul ascultător, telespectator, că noi ne așternem bătrânețile așa cum facem anumite lucruri, le realizăm în tinerețe, în perioada adultă a vieții, astfel încât să ne fie bine și la bătrânețe. Calitatea vieții, da, aceea, să fie una așa cum ne place, da, cum ne-ar plăcea. Imediat vom lua o scurtă pauză și ne vom întoarce să vorbim despre cum tratăm depresia, demența, cum tratăm demența, cum prevenim îmbătrânirea creierului și ne veți da poate ceva teme pentru acasă de făcut pentru a preveni apariția sau declanșarea demenței și de asemenea așteptăm detalii de la doamna Zamfir cu privire la cum putem să aranjăm mediul exterior pentru o calitate a vieții pacientului cu demență. Însă aș vrea să știu, înainte de pauză, să ne spuneți mai multe despre cum se pune diagnosticul și dacă se fac anumite investigații, astfel încât să știm dacă este vorba despre această afecțiune sau pur și simplu este ceva trecător. Da, diagnosticul are mai multe componente. În primul rând, trebuie făcută o evaluare a simptomelor. Pe baza ce raportează, pe ce spune, pornind de la ce spune pacientul și, desigur, pornind și de la ce spun ceilalți membri ai familiei. Adică aceste simptome de care am discutat până acum. În afară de evaluarea simptomelor, foarte important este și examenul fizic, pentru că examenul fizic scoate în evidență existența unor afecțiuni care ar putea fi tratate. Multe cauze, mai ales din tipurile de demență cu debut mai precoce, pot fi tratate. Aici discutăm despre deficit de vitamina B12, anemii, alte tipuri de deficite, afecțiuni tiroidiene. Acestea trebuie diagnosticate și au și simptome fizice. În afară de examenul fizic, sigur este importantă evaluarea paraclinică, adică analize de sânge în principiu, și imagistică, neuroimagistică, însemnând examen computer tomograf cerebral și sau RMN. Și cu toate aceste informații se poate stabili un diagnostic sau nu de demență. Iar în ceea ce privește evaluarea, cine face această evaluare, în mod ideal ar trebui făcută în echipă, începând cu medicul de familie, în primul rând, care este în contact direct cu pacientul, medicul specialist, psihiatru, neurolog sau geriatru, evaluarea psihologică făcută de psiholog, pentru că aici intervine în discuție și evaluarea altor afecțiuni care pot să semene cu demența, cum ar fi depresia. Există tipuri de depresie care se manifestă chiar prin probleme de memorie. Aici ajută foarte mult și este foarte importantă evaluarea psihologică pentru a le diferenția. Și sigur, alți specialiști care pot să fie implicați când e vorba de afecțiuni somatice, cum ar fi bol de tiroidă sau de altă natură. Domnule doctor, cum tratăm demența?
Demența, ce metode sunt? Se tratează în echipă interdisciplinară și cu mai multe componente, deci printr-o abordare multimodală, cu mai multe componente, care cuprind această abordare, în primul rând, tratament medicamentos, asta cu siguranță, și acest tratament medicamentos, în primul rând, se adresează problemelor de natură cognitivă, adică aceste probleme de memorie sau de orientare, de atenție, și se adresează la fel problemelor de comportament, atunci când acestea există, și, bineînțeles, și altor probleme asociate. Pe lângă problemele de comportament și toate aceste tulburări mentale, foarte important este și managementul, deci practic tratamentul comorbidităților asociate. Pentru că spuneam că o mare parte dintre acestea pot să favorizeze și inclusiv să precipite un declin mai accelerat al demenței. Aici este vorba de tensiune arterială, de diabet zahara și de fapt de toți ceilalți factori de risc cardiovascular și nu numai. În afară de tratamentul medicamentos, se discută destul de mult despre intervenții non-farmacologice. Unele dintre ele sunt mai puțin disponibile, dar este important în primul rând să se știe că există aceste intervenții și acolo unde ele sunt disponibile să fie folosite. Aceste intervenții cuprind stimularea cognitivă. E vorba de fapt de diverse exerciții sau de diverse tipuri de antrenament cognitiv pe care pacientul le poate face sub ghidarea unui psiholog clinician. Plus alte tipuri de intervenții non-farmacologice în stadii avansate, cum ar fi aromaterapia, terapie prin dans, meloterapie și alte tipuri de stimulare multisenzorială. Foarte importantă îngrijirea, în mod special în stadiile avansate, de care se ocupă îngrijitorul, componenta de asistență socială, pentru că aici intrăm într-o zonă în care este importantă și susținerea pacientului prin prisma diverselor mijloace pe care le oferă statul, începând de la diverse tipuri de ajutor pentru bănesc, pentru pacienți sau pentru membrii familiei, însemnând diverse alte facilități. Aici intră în discuție rolul asistentului social și aici o să rog pe Mihaela, foarte important și rolul pe care poate să-l aibă mediul, atât în susținerea pacientului, cu siguranță, cât și în susținerea familiei. Și aș mai vrea să spun că, în afară de pacient, o îngrijire de calitate ar trebui să se adreseze și aparținătorilor, adică practica membrilor familiei, pentru că acești aparținători, acești membri ai familiei sunt foarte solicitați și mai ales în stadii avansate. Aici e vorba de consiliere, de suport psihologic, psihoterapia. Da, e foarte important și am auzit povești de-a lungul vieții cu situații de genul acesta, când îngrijitorii trebuiau să ridice bătrâna sau bătrânul, să urce în cadă, să coboare din cadă, și era o întreagă tevatură. Sunt niște lucruri pe care le putem rezolva foarte ușor prin arhitectură și design. Povestiți-ne puțin, doamna Zamfir. Da, ce aș vrea să spun, că sigur vorbim despre un vârstnic cu o tulburare neurocognitivă din spectrul bolii Alzheimer, dar indiferent dacă avem sau nu avem o astfel de patologie, bine ar fi să ne gândim că odată cu vârsta, deci vârsta nu înseamnă o boală, cu siguranță, vârsta nu înseamnă neapărat boală sau dizabilitate, dar totuși capacitățile funcționale scad. Și atunci cred că este important să ne adaptăm locuința pe măsură ce avansăm în vârstă, adică de la vârsta de 50-55 de ani să ne gândim să facem niște adaptări minime. Spre exemplu, dacă vrem să ne facem o locuință și avem un teren în București, de obicei terenurile sunt scumpe, sunt mici și atunci tendința este să ne înălțăm, să ne facem o casă subsol, parter, etaj, mansardă. E, oare peste 10 ani vom mai putea urca acea scară de sus până? Sigur, este bine să facem mișcare, dar să facem mișcare pe care o alegem și pe care suntem convinși că o vom putea face toată viața. De asta este important să ne gândim că mai bine dacă alegem să ne facem locuință pe pământ, pe cât posibil ar fi să fie, să nu fie pe foarte multe etaje, să fie pe parter dacă este posibil. Dacă ne adaptăm locuința și în general noi locuim la apartamente,
Trebuie să ținem cont de cele, exact ce am spus, baia este cel mai periculos spațiu și atunci ar trebui să înlocuim cada cu un duș, dacă se poate, la nivelul pardoselii, să montăm bare de susținere și mă bucur să le văd deja în hipermarketurile de materiale de construcții, deja se găsesc și se pot monta, nu sunt scumpe, la toaletă, lângă vasul de WC, la duș, chiar și pe hol, în momentul în care avem o persoană care deja suferă de o astfel de tulburare neurocognitivă. Să eliminăm preșurile, cablurile, pe cât este posibil, bine ar fi să avem pardoseli care se întrețin ușor, adică să nu uităm și nealunecoase. Că, exact, apar și altfel de probleme, de incontinență urinară, de exemplu, și atunci ar trebui să fie materiale care se pot întreține bine. Să tragem draperiile, să lăsăm lumina să intre în casă, pentru că acolo unde lumina intră în casă, poate intră doctorul mai rar, glumesc, sigur, dar este bine să încercăm să avem cât mai multă lumină în casă, să avem culoare. Culoarea folosită terapeutic poate să aibă efecte foarte pozitive. Spre exemplu, poate exact? O persoană vârstnică nu mai are poftă de mâncare și atunci dacă folosim culori precum roșu sau portocaliu, stimulăm apetitul. Sau dacă avem nevoie să liniștim, cum spuneam, persoana vârstnică cu boala Alzheimer poate să devină agitată, mai ales la apus, e acel efect de sundowning, adică devine agitată, tendința asta de dromomanie, de a merge continuu și așa. Și atunci, printr-o expunere, de exemplu, la o lumină albastră, studiile spun că se îmbunătățește și calitatea somnului și persoana vârstnică este mai liniștită. Forma, iar formele sunt importante, ergonomia mobilierului, spre exemplu, e bine ca patul să fie un pic mai înalt, astfel încât ca persoana vârstnică să se ridice și să se așeze ușor. Materialele să fie pe cât posibil naturale, adică dacă vorbești cu o persoană vârstnică, de cele mai multe ori își doresc un design conservator, dar nu există rețete cu siguranță, adică e foarte bine să cunoaștem persoana și ca și medicul întotdeauna facem o anamneză, să spunem, a utilizatorului, a clientului nostru, pentru a îi oferi un design care să îi se potrivească, deci nu există rețete universale. Și una este ca persoana vârstnică să rămână acasă, alta este când vorbim despre cămine, care au adaptări mult mai complexe, dar cred că e o discuție care probabil o să iasă din sfera timpului pe care îl avem și poate altă dată. Totuși, recomandați ca un pacient cu astfel de afecțiune să fie ținut acasă și să fie adaptat mediul de acasă sau este mai bine într-un centru unde sunt probabil și medici, unde este mai, să zicem, supravegheat pacientul? Aici depinde destul de mult de stadiul acestei afecțiuni, pe de o parte, și de alte afecțiuni care există la acești pacienți. Pentru că noi discutăm, sigur, despre o afecțiune, dar persoanele în vârstă, în mare majoritate a cazurilor, au mai multe afecțiuni și este valabil, desigur, și pentru persoanele cu demență. În stadii avansate ale demenței, destul de probabil nivelul de îngrijire de care are nevoie pacientul este unul ridicat și care de multe ori presupune inclusiv o asistență chiar 24 de ore, care este greu de acordat acasă, pentru că presupune să existe cineva la domiciliu tot timpul, pot să apară tot felul de riscuri, persoana să se accidenteze, câteodată pot să apară accidente, pornind, de exemplu, de la uitarea gazului aprins, persoana poate să nu mai recunoască casa și locurile în care se află și atunci să se piardă pur și simplu, să se rătăcească, are nevoie de o alimentație adecvată. Deci dacă există îngrijitori care chiar au timp, 24/24, dacă nu, mai avem 6-5 minute deja din emisiune și eu vreau să ne dați niște teme pentru acasă. Înțeleg că trebuie să facem niște schimbări de pe acum ca să ne fie viața mai ușoară la 60 sau 65, după 65 de ani. Cam ce ar trebui să facem?
Cred că ce faceți dumneavoastră e foarte important, educația publicului și oamenii trebuie să înțeleagă problematica. Schimbările nu se fac de pe o zi pe alta. Adică eu, de exemplu, am experiența în acest domeniu din 2010, de 12 ani și n-am renunțat. Încerc să schimb mentalități, să educ studenți, să formez arhitecți care să se specializeze în arhitectură pentru persoane vârstnice. Societatea îmbătrânește, trebuie să conștientizăm treaba asta și peste 20 de ani va arăta altfel și atunci și noi trebuie să facem mediul astfel încât să fim cât mai activi. De fapt, arhitectura n-ar trebui să protejeze, eu cred într-o arhitectură care ne face să fim mai independenți pentru cât mai mult timp și să avem plăcere de viață. Adică este important să trăim cu bucurie anii pe care îi avem, orice vârstă, dar cred că mediul într-adevăr ne poate ajuta în acest sens. Mediul construit. Cât despre lucruri pe care putem să le facem ca să ne îmbunătățim activitatea creierului și a-l ajuta să nu ajungă în stadiul de demență. Da, aici intervine și partea medicală, care de fapt partea medicală înseamnă în primul rând stil de viață, felul în care ne trăim viața de zi cu zi. Aici e vorba de controlul optim al greutății, controlul unor afecțiuni cu impact asupra creierului, cum ar fi tensiunea arterială, cum ar fi hipertensiunea arterială sau cum ar fi diabetul zaharat, dislipidemii, deci valori crescute ale colesterolului și alte afecțiuni. Deci, în linie, putem spune că, până la urmă, o sănătate bună a corpului, a întregului organism, are un impact benefic și asupra sănătății creierului și a minții. Foarte important și mai ales de actualitate pentru noi cei de astăzi, nivelul stresului și gestionarea stresului. Pentru că sunt studii care arată că un nivel ridicat al stresului, care durează mult timp, ani de zile, zeci de ani de zile, se asociază cu un risc mai mare de apariția acestor tulburări. Mișcarea poate nu se observă că are o legătură directă cu... Are o legătură directă cu sănătatea creierului și sunt foarte multe studii care arată că un nivel ridicat al mișcării, al activității fizice, fie că e vorba doar de mers sau atât mai mult dacă e vorba de sport, ajută pentru prevenția acestor afecțiuni. Când anume să se producă toate aceste schimbări din tinerețe sau din perioada de adult, adică la 30-40 de ani, cam atunci e bine să se înceapă aceste modificări pentru a avea un impact peste 20 de ani. Și desigur e vorba și de controlul altor probleme de sănătate mentală, depresie, anxietate, care neglijate până la urmă afectează funcționarea creierului și apariția, riscul de apariția acestor afecțiuni. Exact ce vorbeam cu dumneavoastră în pauza pe care am avut-o, despre faptul că poate în anii aceștia, 30, 40, 50 de ani, până în 60 de ani, mai putem schimba unele lucruri la noi, însă după 65 deja nu mai pot schimba un om. Devenim conservatori și nu mai avem nici atâta forță. Adică e nevoie de o investiție, trebuie să fii dispus. E un stres în a-ți face o casă, în a-ți amenaja o casă cu siguranță, e un stres pe care ți-l asumi altfel la 40 de ani și altfel ți-l mai asumi la 60 de ani. Deci, cred că chiar și avem plăcere și merită să ne informăm puțin despre ce înseamnă o arhitectură prietenoasă cu vârstă, da, deci o arhitectură adaptată vârstei noastre și de ce nu să ne gândim la o casă care să se adapteze, care să fie un spațiu adaptabil pe tot parcursul vieții noastre. De fapt, cred că ăsta este viitorul. Arhitectura și locuința și s-a arătat și în această perioadă de pandemie, locuința a trebuit să răspundă la foarte multe provocări. A trebuit să facem școală acasă, să învățăm, să lucrăm. Așa este și cu locuința pe parcursul vârstelor noastre. Să se poată adapta și de ce să nu ne proiectăm o baie de la început, de exemplu cu duș, dacă ea va fi comodă și pentru un copil, și pentru un adult, și pentru o persoană vârstnică. Iar legat de ce spuneam cu locuința pe foarte multe niveluri, cu siguranță este bine să facem mișcare, să urcăm trepte, de exemplu la metrou, să urcăm treptele și nu să alegem scara rulantă, dar totuși acasă este bine să avem
posibilitatea să avem un backup, da? Dacă avem o problemă de sănătate, avem o fractură care poate este temporară, e bine să nu urcăm atât de multe trepte și să fim conștienți că o casă mare se îngrijește greu, deci să facem o casă pe măsura stilului nostru de viață. Asta au fost chiar sfaturi extrem de utile pentru cei care ne urmăresc și apropo de lucrurile pe care le putem face pentru cei mai în vârstă. De exemplu, am citit un studiu cum că n-ar fi chiar nepoliticos să nu le oferim bătrânilor sau persoanelor de vârstă a treia un loc în tramvai sau în autobuz. E bine să mai stea în picioare, să-și mai tonifice mușchii și nu neapărat să se așeze imediat. E bine să nu protezăm, asta spun și prin alte, da. Nu trebuie să protezăm, trebuie din contră să fim activi, să fim independenți și să facem atât cât se poate, adică să fim conștienți că lucrăm pentru sănătatea noastră. Practic să încurajăm mișcarea, având în același timp grijă de cei de lângă noi cu dizabilități. Vă mulțumesc foarte mult! Timpul a trecut atât de repede. Mie mi-a făcut o deosebită plăcere să stăm de vorbă și să discutăm și să detaliem acest subiect important. Și sper ca oamenii de acasă să înceapă să-și facă planuri. Asta e tot ce sper. Dacă îmi permiteți un scurt mesaj de final. Vă rog. Sănătatea consider este de fapt o cursă lungă, mai ales când e vorba de sănătatea la vârste înaintate. Începe în tinerețe, continuă în perioada de adult și toate aceste mici gesturi, de la poate a renunța la o țigară sau excesul de alcool, mișcare, evitarea excesului de greutate, toate acestea vor avea un impact important în timp, la vârsta a treia, când de fapt atunci trebuie să acordăm mai multă atenție a problemelor de sănătate. Mulțumesc foarte mult și pentru această ultimă menționare și ultime sfaturi pe care ni le-ați dat. Vă mulțumesc încă o dată. Noi vă mulțumim. Doamnelor și domnilor, alături de noi au fost astăzi Mihaela Zamfir, arhitect și lector la Universitatea de Arhitectură Ion Mincu din București și, de asemenea, alături de noi în această ocazie a fost și doctor Mihai Zamfir, medic specialist psihiatrie și specialist geriatrie. Mulțumesc că ați urmărit emisiunea de azi și sper că ceea ce ați auzit azi să vă fie de folos. Nu lăsați creierul să se odihnească după cum îi este placul. Învățați un cântec nou, o poezie, o limbă străină, dăruiți, bucurați-vă de viață și găsiți un sertăraș liber unde să închideți pentru totdeauna lucrurile care vă supără și fără de care chiar ați funcționa mai bine. Mâncați sănătos, rugați-vă, iubiți și nu în ultimul rând, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Sunt Luca Matescu, pe data viitoare!